Mă întreb dacă vă țin mult, suficient sau deloc. Mult. Am să încep cu această mărturisire de suflet. Pentru că rar mi se întâmplă să nutresc în lăuntrul meu atâta bucurie, dar o bucurie nefardată, una de diamant, care se reclamă de la o realitate pe care și dumneavoastră o simțiți acum. I-ați ascultat pe minunații mei colegi care v-au prezentat nu o alternativă. Noi nu suntem alternativă la guvernare. Suntem unica soluție la guvernare. Mi s-a spus să vă vorbesc despre identitate, demnitate. Și am încercat să descoper care sunt resursele acestor valori uriașe ale românității. Nu există demnitate, dragii mei, în sărăcie. Nu există demnitate atunci când conducătorii trăiesc în umilințe față de alții. Nu există demnitate atunci când elementele fundamentale ale numelui și prenumelui tău sunt batjocorite și deloc apărate de cei care sunt îndreptuiți, sunt obligați să o facă. Trăiesc cu sentimentul unei mari necesități istorice. La toate cele pe care le-ați auzit, fiecare dintre problematica pusă în discuție necesită un răspuns. Fiecare dintre dumneavoastră în parte pe locul monopost pe care sunteți. Din căușul culturii și civilizației trăită de dumneavoastră, din obreadă, de la catedră, de la strun, aveți răspunsul pe dumneavoastră. Dar noi trebuie să dăm un numitor comun. Și ceea ce vă prezentăm aici, acest numitor comun este tocmai salvgardarea vitală a națiunii române, adică a dumneavoastră. Și pentru ca toate aceste soluții să aibă un nume, noi am spus aur. Aur este soluția la toate problemele în care a fost cufundată această țară a noastră. Aur este soluția de construcție a României. Scoaterea ei din mâinile celor care, crezându-se stăpânii ei, au vândut-o pe nimic. Din acest punct de vedere, punem întrebarea. Care este identitatea noastră? Vă spusesem la început că ar trebui să înjelim scoaterea lui Eminescu din acea vreme a vieții publice. Dar el terminase articolul său cu o frază uriașă din 29 iunie 1881. Suntem români și punctum. Ce înseamnă să fii român? Înseamnă să fii iubitor de glie? Să ai familie cu mamă și tată, nu cu părinte 1 și părinte 2. Înseamnă, dragul meu, să crezi într-unul Dumnezeu și să nu cumva să uiți, să spui, să nu la mamă și să nu la tată. Trăi în cum se gădenie, în sfințenie, în puritate. Aceasta este identitate. Putem să facem teoria identității în cel mai înalt sigur discurs filozofic și academic. Nu. Noi ne cunoaștem după vorbă, după port, după chip, pentru că fiecare suntem după chipul și asemănarea fiecăruia care crede într-un Dumnezeu. Și repet treaba asta. Nu există demnitate fără credință.
Dar nu numai credința religioasă. Credința în fiecare de noi. Credința în cuvântul dat, în onorabilitate. Se mai spune astăzi, cumva, pe onoarea mea? Hai mă, dădire, și lași. Se mai spune, cumva, că există o strângere de mână frățească și asta înseamnă legământ? Asta este identitatea noastră. Dacă vrem să vorbim despre identitatea națiunii, ea este în acest concert universal. Noi suntem în interiorul Europei, de când lumea și pământul, suntem fondatori de Europa. Suntem pentru o Europa a națiunilor, egale și respectabile în ele. Nu ca o națiune periferică, bună, doar de pus la plug și la drăvală.